Bun găsit la Meditații pentru Părinți. Invitata mea de astăzi este Diana Stănculeanu, psihoterapeut. Salvați copiii, bine ai revenit, Diana. Bine v-am regăsit. Și avem o temă cerută cu insistență și de-a lungul anului trecut și deja anul ăsta am primit mail-uri în legătură cu subiectul. Am așteptat să ne vedem. Era una dintre temele notate în minte și pe carnet că ar trebui să o dezbat cu tine. E o temă simplă, o temă pe care am mai dezbătut-o tot cu tine. Ce facem când apare al doilea copil? Dar se pare că părinții încă nu se pot, nu știu, liniști sau diagnostica sau habar n-am ce îi sperie atât de tare. Cert e, mai spun atâta și te las să vorbești, că pe mine apariția celui de-al doilea copil și o reacție a Ariadnei la apariția celui de-al doilea copil m-a făcut să încep să caut, să aflu ce înseamnă să fii părinte în mod real. Mm-hmm. Și m-a adus în zona asta. Este o provocare maximă, al doilea copil. Oricum, apariția în familie a unui copil modifică cu totul dinamica familiei, ne pune în situații de neașteptat, oricât de mult ne-am fi pregătit pentru ele, și consumă resurse uriașe, reprezintă un factor de stres, chiar dacă este un eveniment extrem de fericit, este unul înalt, stresant și perturbator, care ne dă peste cap. E, când apare și al doilea, înmulțim lucrurile cu doi, le mai ridicăm și la pătrat și nu avem nici pe departe dimensiunea reală a situației. Este un factor suplimentar de stres pentru părinți și probabil că dificultățile par și mai mult decât sunt în realitate, pentru că ele vin pe fondul epuizării și oboselii prin care părinții trec în acele momente. Mai ales că al doilea copil înseamnă că l-avem deja pe primul în peisaj. În cele mai multe dintre situații, primul nu este încă foarte mare. În cele mai multe, în e cele adevărat. Mai multe dintre situații. 2-3 ani maximum diferență. Cărțile spun că lucrurile devin un picuț mai ușoare când diferența dintre cei doi este de la 3 ani în sus. Lucru care se întâmplă destul de rar. În cele mai multe dintre situații, al doilea copil vine repejor după primul, uneori chiar în anul următor, deci la un an și un pic distanță, sau la 2 ani și ceva distanță. Avem cupluri tinere de părinți care au copil de 2 ani, 2 ani și jumătate și se naște și al doilea copil. Și în această situație vorbim de doi copii extrem de mici care au în continuare nevoie de atenția și de resursele noastre într-un mod aproape maximal. Chiar și după vârsta de 2 ani, în care putem să ne gândim că primul născut este înscris într-o creșă sau este dat la grădiniță într-o grupă bebe, chiar și atunci el are foarte, foarte mare nevoie de părinții săi seara sau după amiaza când ajunge acasă. Însă să fim serioși, de cele mai multe ori la 2 ani copiii sunt încă acasă, într-o formă sau alta de îngrijire, cu bonă, cu bunică sau chiar cu mama. Și nu vorbim de o vârstă la care copiii să înțeleagă despre ce este vorba și ar fi nerealist din partea noastră ca părinți să ne așteptăm ca ei să-și redimensioneze așteptările în ceea ce privește cantitatea de timp și de atenție pe care o primesc de la mama și de la tata. Vreau să spun că această poveste nu se termină. Nu se termină. Eu am doi copii acasă mari, de 13 în vară și 14 ani, și dacă nu am atenție suficientă pentru fiecare dintre ei, văd cum se declanșează conflicte. Uh-huh. Este incredibil. Dacă am atenție să le ofer din timpul meu, să port cu fiecare în parte și nici într-un caz împreună, dându-i uneia mai multă atenție sau ignorând mai mult pe celălalt, a doua zi îi văd că de fapt relația lor nu mai funcționează așa cum ar fi normal să funcționeze. Este un mit faptul că dacă vom petrece suficient de mult timp împreună ca și familie, în care noi părinții sau unul dintre părinți petrece simultan timp cu ambii copii și este prezent fizic în proximitatea ambilor copii simultan, lucrurile se rezolvă. În realitate, fiecare dintre copiii noștri, dincolo de momentele de grup, de momentele de familie, au nevoie de atenție individuală din partea noastră ca părinți, din partea fiecăruia dintre părinți, și cu mama și cu tata. Și, din nou, revind la vârsta destul de mică a primului născut, în momentul în care apare deja și un junior în familie, lucrurile sunt cu atât mai dificil de explicat. Și atunci, calculele și ecuațiile comportamentale concrete pe care trebuie să le punem în practică pentru a mulțumi și capra și varza și pentru a reuși să nu transmitem foarte accentuat, pentru că oricum el e transmis, mesajul că cel mic rămâne pe din afară, devin extrem de importante.
cred că am mai dat odată exemplul ăsta într-o emisiune, să ne imaginăm că e adevărat că nu se potrivește deloc cu cultura noastră de cuplu, dar să ne imaginăm că într-o bună zi, după ce am fost obișnuiți cu atenție 100% și dragoste și afecțiune necondiționată din partea partenerului nostru de cuplu, el vine cu toată drăgălășenia și cu toată bunăvoința din lume și ne amenință și ne aduce în casă o nouă nevastă. O nouă parteneră și ne și asigură că de aici înainte ne va iubi în egală măsură pe amândouă. Și faptul că există această nouă nevastă în peisaj nu modifică cu nimic sentimentele pe care le are pentru noi. Cât de ok am fi cu această poveste. Cred că deloc. Am avea tendința ori să o sfâșiem pe cea nouă nevastă, ori să părăsim cuplul respectiv. Ori să-l sfâșiem pe soț. Ori să-l sfâșiem pe soț. Sau să cumva să devenim și mai acaparatoare și să avem și mai multe nevoi de dovezi, de siguranță și de afecțiune. Așa se întâmplă și cu copiii noștri. Cresc brusc nevoile de atenție pentru că sunt foarte mulți părinți care îmi spun, dar a început să ceară lucruri pe care nu le cerea înainte. Sau a început să facă pipi din nou în Pampers? Ai adus în discuție un punct extrem de important. În majoritatea covârșitoare a cazurilor de al doilea frate sau soră sosită în peisajul familial, generează la nivelul primului născut regresii în dezvoltare, cum se numesc ele în limbaj chinezo-psihologic. Asta înseamnă că primii noștri născuți vor pierde din achizițiile pe care le-au avut până la vârsta respectivă. Sau vor căpăta unele uimitoare. Ariadna, pe tiparul ei, a început să facă lucruri incredibile pentru un an și două luni, cât avea ea când a apărut în viața ei babul. Pentru că ea l-a numit babul. Babul. Și babul a rămas. Babul a rămas și va rămâne. Dacă, de pildă, avem de-a face cu preșcolari care începuseră să mănânce singurei, să se îmbrace singurei, care foloseau olița, care dormeau singuri, cel puțin o perioadă de timp care poate să varieze de la câteva luni până la un an, media fiind undeva la 6-8 luni, ei vor dori să fie hrăniți, dacă se poate, la sân înapoi, mai ales dacă mama alăptează pe cel mic, pe noul născut, vor dori să fie îmbrăcați, vor începe să aibă accidente de pipi și poate chiar și caca pe timpul zilei, pe timpul nopții, vor avea regresie și la nivel de joc și vor părea din brusc mult mai dependenți de mami și de tati decât erau înainte, din nevoia de a petrece în realitate mult mai mult timp cu mama și tata și de a se asigura că primesc în continuare atenția și afecțiunea pe care până în momentul respectiv o aveau nedivizat, o aveau un procent de 100%. Nu înseamnă că ceva este în regulă cu copilul nostru. Nu sunt motive de îngrijorare excesivă decât dacă aceste regresii în dezvoltare, aceste pierdere de achiziții se mențin și după această perioadă medie de 6-8 luni, dacă în momentul în care cel mic împlinește deja aproape un anișor și cel mare pare să rămână la un nivel de dezvoltare similar celui mic, atunci da, sunt motive de îngrijorare și este momentul în care ar fi bine să ne adresăm unui consilier sau unui psiholog care să ne învețe cum să reușim să ne reconstruim relația cu primul născut și cum să facem să aranjăm timpul și atenția noastră astfel încât și ambii copii, fiecare dintre ei, să primească ceea ce are nevoie. Însă, pentru o perioadă de câteva luni, cel puțin, ne putem aștepta, fără să ne îngrijorăm, la astfel de perturbări în comportamentul copilului nostru și regresii în dezvoltarea lui. De asemenea, e important să ne așteptăm că rutinele vor zbura în aer. Tot ceea ce era înainte, programat, calculat, ore fixe, ore de somn, ore de masă, obiceiuri deja împământenite ale copilului cel mare, ale lui pe cont propriu, ale lui în relație cu noi, vor fi perturbate. Vom avea o perioadă de haos pe care trebuie să ne asumăm ca atare. Și asta vine odată prin prezența fizică a unui nou membru în familie și doi, pe acel fond de oboseală și epuizare de care vorbeam mai înainte, pentru că chiar și în situațiile fericite în care tinerii părinți beneficiază de ajutorul unor bunici, de pildă, sau de ajutorul unei bone, nopțile nedormite rămân nopți nedormite, colicile rămân colici, dinții rămân dinți cu tot spectacolul aferent, iar o mămică obosită și epuizată are mai puține resurse și o disponibilitate și o deschidere mai mică spre zero pentru atât pentru nevoile noului născut, cât și pentru nevoile și solicitările copilului mai mare.
care poate să înțeleagă din această disponibilitate redusă a părintelui, justificată de oboseală și doar de oboseală, poate să înțeleagă că el brusc este mai puțin important, că el este mai puțin iubit, că el dintr-o dată nu mai este important, că tot ceea ce contează este cel mic, cu atât mai mult cu cât începe și avalanșa de mesaje din partea părinților: ai răbdare, te rog, acum trebuie să am grijă de, tu ești, te rog, mare, vorbește mama, mai încet pentru că doarme X, hai, te rog, lasă de la tine, lasă-i și lui jucăriile lui, chiar dacă ți le strică, pentru că tu ești mare și înțelegi. Sunt mesaje care îl pun pe primul născut în nesfârșite situații de zi cu zi, de compromis, de renunțare, de anulare a propriilor nevoi, care ne putem doar imagina cât de dificil sunt de dus pentru un copilaș de câțiva ani care nu prea înțelege ce se întâmplă. De acord, 100% de acord, dar cu siguranță putem face lucruri astfel încât acest tip de stres să fie ușor redus. Yeah.
Diana Stănculeanu, psihoterapeut Salvați Copiii, ne vorbește astăzi despre ce facem când apare cel de-al doilea copil. Și mă bucur că am ajuns în zona asta fericită. A ceea ce putem face. Exact, ce putem face. Pentru că eu recunosc că am descoperit pe propria piele, dar poți descoperi. Dacă ai puțină atenție și puțină răbdare, poți descoperi fix cel poate mulțumi, liniști și uneori face fericit pe cel mare. Eu am fost în situația în care Ariadna nu a regresat cu nimic, iar acum, crescând un copil, fiind o tânără domnișoară de altfel de aproape 14 ani, îmi dau seama că de fapt asta este arma ei în ceea ce privește orice situație de viață. Dacă apare un inconvenient, îl va depăși devenind mai bună, mai frumoasă, mai deșteaptă, mai devreme acasă, ceea ce nu e neapărat o variantă de succes. Atul maxim al celor mai mulți dintre primii născuți poate fi numit prin cuvântul supra-responsabilizare. Da. De foarte multe ori, primii născuți devin foarte repede mici adulți și își asumă responsabilități de mici adulți. Avem de-a face cu cazuri fericite în care primul născut devine repejor în condițiile în care nevoile lui emoționale au fost bine adresate, mâna dreaptă a părintelui, devine el însuși o sursă de îngrijire și de protecție pentru cel mic. Așa e, da. Ori asta în sine reprezintă o experiență de învățare pentru primul născut. Cu siguranță sunt, deci, avantaje și beneficii ale acestei experiențe de a avea frate. De multe ori, pentru primii născuți, apariția unui frățior generează primele experiențe de împărțit, de tolerat frustrarea așteptării, de tolerat frustrarea renunțării. Sunt situații dificil de dus într-o primă etapă, dar ulterior, depășite, ele generează niște abilități de management emoțional și social fantastice, care nu fac decât să ducă la creșterea resurselui primului copil, da, și da, reprezintă în același timp un model de învățare prin copiere și pentru cel mic. Foarte adevărat. Așa că beneficiile la nivelul copiilor sunt, pot fi foarte mari. Am traversat acest pattern. Există pericole. Există pericolul ca cel mare să se responsabilizeze foarte mult și să vrea să fie perfect, iar cel mic să se sature să fie în permanență comparat, nu neapărat de părinți, ci de ceilalți adulți cu copilul cel mare. Vorbesc aici de profesori și de De asemenea, într-o emisiune cu o temă similară, cred că am dat chiar exemplul fratelui meu care și-a sabotat examenul de admitere la liceu pentru a nu intra după un parcurs de clasele 1-8 în care a auzit tot timpul cum el nu este ca soră sa, evident că nu era ca soră sa, a vrut să evite să urmeze liceul la care fusesem și eu și a ales soluția extremă pentru că părinții noștri nu au fost suficient de înțelepți la momentul respectiv încât să-i respecte nevoia de a merge la un alt liceu și l-au obligat să dea la liceul în care eu terminam în același an și și-a sabotat admiterea la liceu și nu a intrat la liceu pentru a evita situația de a fi încă 4 ani comparat cu sora sa. Ceea ce mi se pare absolut normal și rezonabil pentru o minte sănătoasă și pentru un om care își dă seama că 4 ani de zile n-ar mai putea suporta comparații. Deci asta ar putea să fie pericolele și părinții cumva e important să fie atenți la individualitatea fiecărui copil, pentru că, din nou, statistic vorbind, într-o familie cu mai mult de un copil, cu 2 copii sau mai mulți, copiii vor avea aproape întotdeauna temperamente diferite. Chiar și în cazul gemenilor, sunt studii care arată că și chiar și gemenii univitelini, deci cei cu material genetic identic, pot să dezvolte temperamente diferite, care la întâlnirea cu contexte și experiențe educaționale diferite vor nuanța aceste diferențe. Și este foarte important pentru părinți să fie atent la fiecare copil în parte, să identifice resursele și deficitele sau slăbiciunile fiecărui copil în parte și eventual să încurajeze depășirea sau cultivarea lor, având în minte însă progresul copilului în raport cu sine însuși, nu în raport cu celălalt copil. Este foarte greșit să aștept de la oricare dintre copiii mei să fie mai ca celălalt în cele bune și mai puțin ca celălalt în cele rele. Haideți să ne comparăm, dacă tot e să facem comparații, să-l comparăm pe Ionica de azi cu Ionica de mâine, nu pe Ionica cu Georgica. Deci asta ar fi de făcut, ar mai fi încă de făcut. Ce ar mai fi de făcut în clipa în care ai mai mulți copii
și e nevoie să faci față. E clar că sursa iubirii unui părinte este nesfârșită, sau în general este nesfârșită, vorbim de părinți normali. Sursa iubirii este nesfârșită și iubirea este necondiționată, resursele noastre însă sunt limitate. Și aici este un dans pe care părinții vor trebui să învețe să-l facă cu înțelepciune între cei doi copii, între nevoile celor doi copii. Apropo de atenția dată fiecărui copil în parte, în termen de diferențele dintre ei, nevoile lor vor fi diferite. S-ar putea ca unul, ca ce înseamnă pentru unul comportament dovadă de afecțiune, să nu fie și pentru celălalt. S-ar putea ca pentru unul să fie suficient să îl mângâi pe cap și să îi dau două pe spate prietenește și asta pentru el să însemne recunoaștere și validare emoțională, iar celuilalt să-i spun în cuvinte nesfârșite de trei ori pe zi cât e de minunat, cât e de special, pentru că altfel se va simți neglijat și ignorat, nevoile lor sunt diferite și trebuie să fie împlinite diferit. Ce mai putem face ca părinți, și asta mai degrabă preventiv, este pregătirea copilului existent deja în familie în legătură cu venirea celuilalt. De la intenția de a avea încă un copil atunci când lucrurile sunt posibile, pentru că uneori copilul poate să vină și ca o surpriză și nici noi să nu fim foarte bine pregătiți pentru acest lucru. Însă e important să-mi pregătesc primul născut cât pot de repede, legat de faptul că va mai exista un membru în familie, să transmit cât pot eu de clar și de des mesaje care să îl asigure pe primul născut că venirea unui membru în familie nu înseamnă înjumătățirea dragostei, ea rămâne, apropo de sursa infinită de dragoste de care vorbeai tu, ea rămâne la fel de mare și de importantă, că va avea și el ocazia să vadă cum este să iubești pe cineva necondiționat, pentru că copiii învață foarte repede să iubească frățiorii, chiar dacă la început le-ar pune perna pe față. Învață foarte repede să iubească și să aibă grijă de ei. Și este o experiență extrem de benefică pentru copil și asta trebuie anunțată și pregătită. Însă primul mesaj este acesta, că faptul că va mai fi încă un copil nu înseamnă că pe tine te iubesc mai puțin. Să implicăm copilul cel mare în tot ce înseamnă pregătirile casei și familiei pentru venirea celui mic. De la alegerea unui nou pătuț sau de la scoaterea din garaj a vechiului pătuț, în care cel mare are ocazia să predea ștafeta mai departe celui mic și este ocazie în care putem să-i spunem: uite tu între timp cât de mare ai crescut, cât de grozav ești, cum lucrușoarele tale pot fi acum folosite de altcineva pentru că tu deja nu mai ai nevoie de ele, pentru că ai trecut peste asta și așa mai departe. De la alegerea numelui, de la alegerea hăinuței, de la pictarea pereților, dacă trecem printr-o cosmetizare, dacă va exista o cameră a noului născut. Este o foarte bună ocazie pentru părinți să rememoreze și în același timp să-și educe primul născut în legătură cu propria sa apariție pe lume. Pentru că, trăind experiența sarcinii frățiorului, copilul cel mic, primul născut, poate să vadă ce înseamnă să crească un bebeluș în burtica mamei, așa cum a crescut și el, dar el nu știa asta, poate a văzut doar în poze și poate să fie martor viu al acestei experiențe, să afle mai multe despre naștere, să vadă un bebeluș mititel și să-i se spună că la fel de mititel a fost și el și așa mai departe. Deci sarcina în sine reprezintă pentru primul copil o experiență de educație despre sine însuși și despre venirea lui pe lume și despre felul în care a fost așteptat și despre iubirea cu care a fost înconjurat și așa mai departe. Cred că au multe de făcut părinții multe. Care își planifică deja cel de-al doilea copil sau cei care au deja cel puțin doi copii. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost astăzi alături de noi. Și eu vă mulțumesc. Și te aștept și data viitoare la Meditații pentru Părinți și pe tine și pe cei care ne ascultă. Adriana.titieni@titibiti.ro. Acolo aștept mesajele voastre.